Edilul șef acuză că operatorul regional oferă servicii de proastă calitate și la un preț uriaș. I-a reproșat directorului de la compania de apă faptul că, la începutul săptămânii, locuitorii cartierului Micro 14 au rămas fără apă la robinete. Toma a făcut și o comparație cu situația din Seul, acolo unde a fost recent, într-o vizită de lucru. Singurul observație vis-a-vis de rezultatele extraordinar de proaste, am făcut o mulțime de investiții cu 0 zile de mii de a fost de nouă de aici. Am vizitat un oraș cu 10 milioane de locuitori, cu 700 de angajați pe compania de apă, 10 milioane de locuitori pe vorba de Sărui, capitala Coreei de Sud, în care pentru apei era 0,58 de dolari, cu 6 stații de tratare și 4 stații de epurare, îmbuteliau și 95 de milioane de sticle și din general apei de avem pe apă, îmbuteliată potabilă venită în Coreea de Sud. Deci trebuie să facem ceva, rezultatele sunt absolut extraordinar de proaste. Nu rezultatele astea financiare care sunt date de prețurile lor la apă. Șeful de la compania de apă spune că nu putea să prevină avaria de la magistrala din Micro 14. Repetă și mai ales domnul Toma, repetă într-una, cu apa infectă și cu sănătatea oamenilor. De unde mai vrea domnul Toma să încheie ca să facă analiza la apă și că respectăm tot ce înseamnă și lege și tot ce presupune de respectat. Când este o avarie, e o avarie. Peste tot în lume, inclusiv în Coreea de Sud, da? Dacă apare o avarie, este avarie. Directorul Ionel Tescaru recunoaște că încă mai există probleme cu serviciul pentru o parte din populație, dar că viitoarele investiții vor elimina astfel de neplăceri pentru consumatori. Când a fost tot în partea de Micro 14. Nu e prevăzutul. Este pur și simplu o funcționare care în momentul ăla a depășit cantitatea prognozată și spațiul tehnic pe care îl avem de a funcționa. Și nu se poate face nimic în sensul? Ba da, or să fie și Micro 14 dotat, ca restul orașului, da? Eu mă bucur că ați văzut că tot evoluăm, nu? Noi ne-am angajat până în 2018, da? Așa spune în lege. O să mai fie și la aceste, la cartierul Micro 14, care a rămas încă 3-4 unități de filtrare cu un nisip cu arțos adus din Croația în această vară, primăvară. După ce am primit aprobarea de la buget cu întârziere, am dat demersuri ca să le facem. Marți locuitorii din cartierul Micro 14 s-au trezit fără apă la robinete în urma unei avarii la conducta principală, serviciul fiind reluat după o jumătate de zi. De săptămâna viitoare, compania de apă va începe lucrările de înlocuire a unei părți din tronsonul afectat. Rețeaua respectivă are o vechime de peste 40 de ani.